Bună ziua, bine v-am găsit! Bun, cum ne afectează creșterea accelerată a prețurilor și cum e posibil totuși ca România să fie în topul acestor scumpiri? Trebuie spus în primul rând că creșterile astea de prețuri se adaugă de la o lună la alta, se adaugă peste creșterile anterioare, motiv pentru care avem scumpiri de peste 30% de exemplu la cartofi, mâncarea săracului față de aceeași perioadă din anul trecut. Nu mai vorbesc de legume, de tot ceea ce punem pentru la iarnă, dacă ne mai putem să punem conserve de legume, salata de vinete și alte lucruri de genul ăsta, au devenit niște produse de lux pentru majoritatea populației. Ei, cum am ajuns în această situație? Păi, în primul rând, este efectul ceea ce spunea și domnul Chiselință mai, mai devreme, creșterilor de prețuri în zona de energie. Acolo avem o mare problemă, pentru că inclusiv la uh, companii... Uh, prețul de, de, producție pentru energia electrică, prețul plătit de ei, este de un nou pe kilowatt, care este mai mare decât media la nivel regional. Plătim prețuri foarte mari pentru energie, gaze, pentru apă, pentru îngrășăminte, pentru servicii, pentru uh, benzină și motorină, motiv pentru care companiile românești vând mai scump toate aceste produse. Ei, se creează inflație, se creează creșteri de prețuri, care duc, din păcate, la scăderea puternică a puterii de cumpărare. Astfel că toate aceste creșteri de salarii pe care le vedem în ultima vreme, bineînțeles, cu caracter electoral, nu mai vorbesc de această recalculare a pensiilor, toate acestea vor, se, vor, se vor dilua, ca să zic așa, în acest val de creștere de prețuri care urmează, bineînțeles, în perioada următoare.